Hei prieteni, eu sunt Little Edu și astăzi vom zbura din nou în lumea fascinantă a tehnologiei. M-ați surprins în timp ce mă ocupam de programarea acestui robot pentru a executa niște mișcări de dans. Acum, hai să arunci o privire. Ei bine, se pare că planurile noastre nu s-au desfășurat așa cum ne așteptam. Dar nu știi ce e aia programare? Fără griji, o să-ți explic. Ești pregătit? Așa că hai să zburăm! Te-ai gândit vreodată cum funcționează calculatoarele, telefoanele mobile sau dronele? Deși poate părea ca și cum ar opera prin magie, de fapt, funcționează într-un mod surprinzător de simplu. Acestea primesc comenzi și le execută. Și tot acest proces magic se datorează cuiva care le-a programat. Poate te întreb ce reprezintă mai exact programarea. Ei bine, răspunsul e simplu. Programarea este limbajul pe care mașinăriile și tehnologia îl folosesc. A fost creat de oameni pentru a face ca mașinăriile să poată înțelege instrucțiunile noastre și să execute ceea ce dorim. Programarea vine sub diverse forme de limbaje, ceea ce înseamnă că există mai multe modalități de a transmite instrucțiunile mașinăriilor. Cu ajutorul acestor limbaje, putem scrie cod, care este o combinație de litere, cuvinte și simboluri pentru a forma comenzi. Aceste comenzi reprezintă instrucțiuni pe care le oferim mașinăriilor, indicându-le ce acțiuni trebuie să desfășoare. Comenzile pot fi diferite în funcție de limbajul de programare. Când un calculator primește o comandă, el știe exact ce acțiune trebuie să efectueze. Există numeroase limbaje de programare, iar unele dintre cele mai cunoscute includ Java, Python sau C++. Știai că aceste limbaje de programare au fost folosite pentru a crea unele dintre jocurile tale video preferate? Cu toate că există diferite limbaje, toate folosesc aceleași principii fundamentale. Ești interesat să afli mai multe despre algoritmi? Aceștia stau la baza programării și am să-ți explic ce reprezintă ei. Algoritmii sunt secvențe detaliate de instrucțiuni, pas cu pas, scrise de programatori pentru a ghida o mașinărie în îndeplinirea unei sarcini. Îi poți compara cu rețetele de gătit, în care mașinăria trebuie să urmeze cu atenție fiecare etapă. Totul începe cu o intrare input, care poate fi un număr, o frază sau orice altceva îți poți imagina. Apoi, mașinăria procesează algoritmul, adică execută toți pașii stabiliți în cod pentru a produce o ieșire, output. Această ieșire este cunoscută sub numele de rezultat. De exemplu, când gătim, ingredientele reprezintă intrarea, iar tortul reprezintă ieșirea. Așadar, algoritmul, în acest caz, ar fi rețeta în sine care detaliază pașii necesari pentru a transforma ingredientele într-o mâncare delicioasă. Programarea este foarte importantă și este prezentă în multe dintre activitățile noastre de zi cu zi. Învățând să programezi, vei deveni un maestru în rezolvarea problemelor și vei descoperi cât de distractivă poate fi programarea în detaliu. Știai că primul joc pe calculator nu a generat niciun ban pentru cel care l-a inventat? Steve Roswell, un programator tânăr și talentat, împreună cu echipa sa de experți, au alocat resurse necesare pentru a dezvolta ceea ce avea să devină primul joc de calculator din lume, Space War. După ce a obținut succesul în crearea acestui joc, Steve și colegii săi au luat decizia de a nu solicita bani de la viitorii jucători, oferindu-le tuturor șansa de a se bucura de creația sa fără alte costuri. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și, ca de obicei, am zburat. Sper că informațiile oferite de prietenii mei de la Luxoft au fost foarte valoroase. Eu chiar am învățat acum despre programare și cum ne ajută în viața de zi cu zi. Vă invit să rămâneți curioși și să explorați în continuare acest domeniu al tehnologiei. Nu uitați de like, share și subscribe și până data viitoare, rămâneți curioși!